Bun găsit la jurnal, iată cele mai importante subiecte de peste zi. Primăria din Sovata a fost astăzi ținta procurorilor DNA, care au petrecut acolo ore bune solicitând documente ce privesc proiectul cu finanțare europeană, drumul Sării Sovata, reabilitare și extindere infrastructură de vizare a rezervației naturale lacul Ursu, dar și arborele de pe sărături în valoare de 1,1 milioane de euro. Potrivit DNA București, în dosar poate fi vorba despre infracțiuni de fraudă. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureș efectuează percheziții la sediul unei instituții publice din Sovata, într-un dosar având ca obiect suspiciuni de infracțiuni fraude cu fonduri europene. Perchezițiile sunt efectuate ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă. Contactat telefonic, Ferenc Peter, primarul din Sovata, nu ne-a oferit foarte multe informații referitoare la percheziții. Pot detalii să doar atâta, că există o sesizare care în legătură cu un proiect european și sunt domnii procurori aici, verifică dosarele și pleacă mai departe. Potrivit Agerpres, drumul Sării este cel mai mare proiect din țară finanțat prin POR pe modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice. Proiectul în ansamblul său este executat în proporție de peste 90%, însă lucrările au fost stopate recent, întrucât ADR Centru a efectuat o serie de expertize în urma unor sesizări cu privire la materialele folosite. Zona inclusă în proiect vizează coada lacului Ursu din Sovata, cel mai mare și mai cald lac salin din lume, plus un alt loc unic în lume denumit Arborele de pe Sărături, adică un munte de sare acoperit cu vegetație, inclusiv arbori. O decizie luată de autorități riscă să afecteze grav turismul toplițean. După mai multe bâlbe legate de interpretarea legislației în vigoare, ANRM și Garda de Mediu au decis să oprească activitatea la cele două ștranduri din zonă, ele funcționând de mai bine de 100 de ani. Incompetență, interese ascunse, război politic sau toate la un loc. Aproape că nici nu mai contează. Toplița și toți cei care au construit o afacere bazată pe turism au de pierdut în acest moment. Două ștranduri cu apă mezotermală din Toplița, Banfi și Urmanții funcționează încă de la jumătatea secolului al XIX-lea, fără să li se fi cerut vreodată licență de exploatare. Cele două unități au fost modernizate anul trecut de proprietari cu aproape 1 milion de lei, dar au fost închise de Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Garda de Mediu. Motivul? Se pare că acestea folosesc fără licență apa din izvoare. Proprietarii se apără și susțin că nu au știut că au nevoie de autorizație pentru exploatarea apei mezotermale, ștrandurile funcționând neîntrerupt din anii 1850. În momentul când eu am hotărât să investesc și să-l administrez eu, da, ca proprietate, din nou am întrebat, bineînțeles, verbal. Deci am întrebat și pe dânsii care se fac necesare. Reprezentantul meu a fost și la Miercurea Ciuc și a întrebat verbal ce autorizație avem nevoie. Ni s-a spus că nu avem nevoie și am funcționat și până la urmă, din dorința primarului de a suprima activitatea ca să poată să meargă spaul orașului, care a făcut din investiția făcută a primăriei, am fost închis. Deocamdată în acest război au de pierdut atât localnicii, cât și turiștii sau bugetul local, care primea 5% din valoarea fiecărui bilet vândut, plus taxele și impozitele aferente întregii activități desfășurate. Există o neînțelegere că ștrandul funcționează, ștrandurile astea mezotermale funcționează de sute de ani și nu a necesitat până acum autorizație specială de la ANRM și acum trebuie, ce se face. Acum am început demersurile, din păcate demersurile astea merg foarte încet, încercăm să accelerăm dacă se poate, dacă nu se poate, n-avem ce face. Trebuie să respectăm legile cum sunt. Pe fondul tensiunii create de actualul edil al Topliței, o serie de controle au fost declanșate. Cele mai multe s-au soldat cu amenzi, contestate însă în instanțe de către proprietarii celor două bazine, care au și câștigat până în prezent majoritatea proceselor. Nu cunosc că nu noi primăria facem controle, sunt ștranduri private. Deci alte instituții sunt cele care reglementează și dau autorizațiile de funcționare. Șefii instituțiilor își ascund însă incompetența sau reavoința în spatele unor argumente discutabile. Dacă investitorii privați pierd bani, nu la fel se poate spune despre centrul Wellness, investiția primăriei Toplița de 4,5 milioane de lei, realizată exclusiv din bugetul local, dar care folosește apă de la rețeaua de alimentare a orașului, așadar apă fără calități curative.
Adunarea Generală a PSD Mureș a avut pe ordinea de zi alegerea liderului PSD Târgu Mureș și a membrilor organizației județene. Ședința ce a avut loc în sala mare a Palatului Culturii a întrunit reprezentanții ai membrilor de partid din întreg județul. Horea Soporan este singurul social-democrat care și-a anunțat intenția de a candida. În ceea ce privește aici pe plan local, în momentul actual PSD-ul e în opoziție. Nu deține majoritatea nici la Consiliul Județean, nici la Consiliul Local Târgu Mureș. Și atunci încercăm să facem și noi ceea ce se poate face. Prezentăm proiectele noastre, unele ne sunt acceptate, altele nu ne sunt acceptate. Încercăm să facem totul pentru, nu numai pentru membrii PSD, dar și pentru Târgu Mureșeni. Vasile Gliga, liderul PSD Mureș, spune că Soporan este opțiunea cea mai bună pentru funcția de conducere a organizației locale, datorită pregătirii în domeniul politic și al activității de partid ce îl recomandă. Astăzi a venit o schimbare, un alt eșalon, o altă vârstă. Faptul că sunt foarte mulți tineri care, într-adevăr, ei s-au mobilizat și au alergat peste tot. Ne-am scos scorurile relativ bune pentru județul Mureș la nivel național pentru PSD. Cred că e o echipă puternică și în jurul meu, în tot județul, am reușit să fac performanță. Și asta mi-am propus și îmi propun mai departe, ca în toate organizațiile care se vor alege, vor face alegeri, să fie oameni care să își asumă. Responsabil, foarte greu astăzi, când lumea are părerea care are despre politică, să găsești oameni care să se mai angajeze, să-și asume o luptă politică până la urmă. Chiar și tinerii membri ai partidului se declară mulțumiți de această alegere. Ei spun că activitatea și implicarea lor în susținerea viitoarelor proiecte va fi totală. Îl felicit pe domnul Horea Soporan. Suntem foarte fericiți noi tinerii, pentru că este un președinte tânăr, un președinte care a fost mereu aproape de noi și ne-a îndrumat în campaniile electorale ca și analist politic și salutăm și ne bucurăm de această alegere. Am fost și vom fi alături de el și în viitoarele acțiuni pe care le vom întreprinde împreună. Socialdemocrații mureșeni spun că își doresc îmbunătățirea proiectelor locale și județene ale partidului, acest lucru fiind posibil, în opinia lor, printr-o bună coordonare. Eu cred că este un moment important în dezvoltarea organizației de partid municipale. Este un moment în care se aduce un suflu nou organizației, așa cum se dorește și la nivel național, promovarea tinerilor. Horea este un tânăr de perspectivă care va duce partidul cu siguranță spre victorii importante politice și în Târgu Mureș avem nevoie de performanță politică. Odată ales ca și reprezentant al organizației locale, Soporan a declarat că își dorește o bună colaborare atât cu organizația de tineret, cât și cu cea județeană de seniori. Cât timp se află în detenție, cei închiși pot fi de folos firmelor private reușind să aducă beneficii pentru ambele părți. Angajatorii pot fi scutiți de anumite taxe, iar cei lipsiți de libertate pot pune un ban deoparte. În plus, muncind, acestora li se poate scădea din zilele de pedeapsă. Care sunt criteriile prin care aceștia pot să muncească, aflați din materialul următor. În general, persoanele care se află în executarea unei pedepse privative de libertate muncesc în raport de regimul de executare în care sunt clasificați, ținându-se cont de vârstă, stare de sănătate, de aptitudini și calificările acestora. Administrația Națională a Penitenciarelor, prin intermediul unităților subordonate, oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiectiv folosirea la muncă în condiții avantajoase al unor persoane private de libertate. Penitenciarul Târgu Mureș are în derulare mai multe contracte în regim prestări servicii, în condiții avantajoase pentru operatori economici privați, în cadrul cărora persoanele private de libertate desfășoară activități lucrative fiind plătite în funcție de salariul minim pe economie. Acest parteneriat prezintă numeroase avantaje care pot conduce la optimizarea performanțelor afacerii, printre care se numără și scutirea de obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, dar și fondul de șomaj. Munca poate privi activități de interes public, cum ar fi campanii de igienizare a unor spații din domeniul public, împădurirea unor terenuri tot așa din domeniul public. De asemenea, deținuții pot contribui la lucrări de amenajare a cursurilor de apă, pot participa la dezăpeziri. Pe de altă parte, munca presată de persoanele condamnate poate fi și voluntară. Se suspendă citirea contoarelor de apă în județul Mureș și Crucea Roșie organizează în perioada ce urmează cursuri gratuite. Acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt.
Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice, informează Cotroceniul. Legea insolvenței persoanelor fizice a fost votată pe 20 mai de deputați, cu 309 voturi pentru, niciunul împotriva și cu 3 abțineri. Impactul aplicării legii insolvenței persoanelor fizice asupra portofoliilor de credite ale băncilor ajunge la 3,5 miliarde de lei, potrivit unui calcul realizat de Asociația Română a Băncilor pe baza insolvențelor persoanelor fizice la nivel european, a declarat președintele executiv Florin Dănescu. Pe perioada schimbării contoarelor de apă din județul Mureș și din municipiul Odorheiu-Secuiesc, citirea contoarelor se suspendă. Odată cu înlocuirea acestora, se face și citirea indexului de apă. Excepție de la această decizie fac asociațiile de proprietari. Pentru unii clienți, această situație ar putea dura mai multe luni de zile, în funcție de perioada când au fost programați pentru schimbarea contorului. Facturarea se va face în această perioadă pe baza consumului mediu, iar consumatorii sunt rugați să facă autocitirea indexurilor și să le transmită companiei prin telefon, e-mail sau online pe site. În perioada 6 aprilie-21 octombrie 2015, Societatea Națională de Cruce Roșie din România derulează în județul Mureș cursul gratuit de formare profesională intitulat Infirmiera. Cursul de formare este organizat în cadrul proiectului ProSănătate, proiect ce este cofinanțat din Fondul Social European. Obiectivul proiectului reprezintă creșterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajați necalificați sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social, contribuind la îmbunătățirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă din cele 8 regiuni de dezvoltare din România. La finalul cursului, absolventul primește o diplomă acreditată și recunoscută la nivel național și internațional, precum și o subvenție de 960 de RON. Prima care a răspuns apelului nostru în cazul lui Adi, tânărul din Brașov, bolnav de cancer, a fost Elena Pop, o artistă din Târgu Mureș. Un om care nu se află la primul act caritabil, căruia îi răspunde într-un mod frumos. A pictat pentru Adi. 30 de tablouri sunt gata să ajungă în casele celor care doresc să le cumpere pentru ca banii să ajungă în contul lui. A pictat în scop caritabil pentru copii orfani, pentru bătrâni, pentru persoane cu dizabilități și pentru bolnavi. Astăzi îl ajută pe Adrian Chiriac. Împreună cu ea ne-am adus aminte ce înseamnă pictura. În platoul Știi TV, pânzele au primit viață pentru un copil bolnav. Tabloul realizat de noi va ajunge la Adi. Cazul Adi este un caz special și oarecum intră în proiectul meu în care m-am implicat pentru bolnavii de cancer și fiind proiectul vostru de-ai mei de acasă, din Târgu Mureș, am zis că este cazul ca să mă implic și în acest caz. E fericită pentru că munca ei merge mai departe în sufletele oamenilor și în sprijinul lor. Este bucuria și împlinirea sufletească că am putut să fac acel lucru pentru acela. Oricine dorește să îl ajute pe Adi o poate face achiziționând un tablou din cele 30 donate de artistă. Tot ceea ce trebuie să faceți este să sunați la numărul de telefon 0752 752 847, unde un reporter Știi TV vă va explica cum puteți intra în posesia lor. Prețul tablourilor îl stabiliți dumneavoastră.
Copiii de la gimnaziul Liviu Rebreanu din Târgu Mureș ne-au făcut o vizită ieri după masă. Au vrut să afle cum și unde își desfășoară activitatea oamenii de televiziune, dar mai ales cât de ușor sau greu este să fii jurnalist. Printre ei s-a făcut remarcată Maria, o fetiță de clasa a patra, care e convinsă că în viitor va deveni reporter și cum putem noi să o contrazicem dacă micuța are tot ce-i trebuie pentru a ajunge acolo unde își dorește. Au pășit timizi în sediul televiziunii. Încurajați de colegi și învățători, unii dintre ei au încercat pentru câteva minute să se pună în pielea unui prezentator TV. Din fața televizorului pare ușor, ne-au spus copiii care s-au gândit de două ori înainte să spună că vor alege această meserie. Bun găsit la jurnalul Știi TV! Iată cele mai importante subiecte de peste zi. Producătorii locali din Sighișoara spun că nu au parte de susținere. Ba mai mult că se doresc eliminarea din pierderile lor prin care o mijlocesc. 7.000 de lei, atât a primit amendă o doamnă pentru câteva fire de tortarhon în plus. Ministerul Mediilor, Apelor și Pădurilor a organizat o dezbatere publică a regulamentului parcului de Fiului Mureșului Superior și a site-urilor Natura 2000. Printre ceilalți copii isteți ne-a atras atenția Maria, o fetiță de doar 11 ani pe care am văzut-o fascinată de tot ce era în jurul ei, aparatură, platou și oameni. Studia în amănunt totul, era atentă la explicațiile date de jurnaliști și ne-a spus că într-o zi vrea și ea să fie unul dintre ei. Se implică în orice proiecte derulate de învățători, care, spune ea, o vor ajuta pe viitor. Clubul de presă m-a ajutat foarte mult să aleg meseria care vreau să o urmez în viață, deoarece am văzut că îmi place să iau interviuri, să merg pe teren și... îmi place jurnalismul. A răspuns frumos tuturor întrebărilor pe care reporterul i le-a adresat. Crezi că trebuie să fii tot timpul informat ca și reporter în momentul în care mergi la o știre? Da. Cât de important este acest lucru? Foarte important, deoarece trebuie să știi totul despre acea știre ca să poți pune întrebările corecte. Noi nu o contrazicem. Maria va fi cu siguranță un reporter profesionist. Dovadă stă faptul că are mereu la ea un carnețel și un pix pentru a-și putea nota lucrurile importante de la orice eveniment la care participă. Învățătoarea se mândrește cu Maria. Are și de ce. În mai puțin de 10 ani o veți vedea cu un microfon în mână, gata să pună ea întrebările. Cei mai buni elevi din Reghin au fost premiați de membrii clubului Rotary. Mai exact, aceștia au primit câte o bursă pentru rezultatele bune la învățătură, dar și pentru implicarea în activități extracurriculare, voluntariat, dar și pentru participarea la concursuri și olimpiade. Lupta pentru premiu este una strânsă, deoarece un singur elev din fiecare școală participantă va beneficia de ea. Elevii se înscriu de la începutul anului școlar pentru bursa în valoare de 1000 de lei. Tot ce trebuie să facă mai apoi este să o merite. Pentru această bursă se iau în considerare și veniturile familiei din care provin elevii, se înregistrează la liceu, iar la sfârșit de an se analizează cel mai bun dosar. Vrem să facem diferența între bursele Rotary, care sunt burse de merit combinativ cu social, și bursele de excelență care le primesc fiecare copil din liceu care ajunge la faza finală de olimpiadă. Bursa Rotary are menirea de a motiva elevii și de a-i face să-și dorească să fie cei mai buni. Elevul Liceului Tehnologic Lucian Blaga, câștigător al bursei de excelență Rotary, a fost Chris Rusu. Pentru mine este deosebit de important acest premiu, deoarece este o recunoaștere a activității mele școlare în întregime și, sincer să fiu, chiar nu mă așteptam să primesc acest premiu, pentru că știu că la școala noastră sunt mulți alți elevi care au avut rezultate importante la concursuri și în alte domenii de activitate. Și trebuie să recunosc că sunt foarte fericit că am primit această bursă. În cadrul festivității de sfârșit de an școlar a fost premiată cu bursa de excelență și eleva Liceului Tehnologic Petru Maior, Gălățian Alina, ambii câștigători având media 10. Cu emoție și bucurie au privit cei prezenți în sală spectacolul pregătit de cadrele didactice, dar și de către copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă numărul 1 din Târgu Mureș. Aceștia au dansat, au cântat și au avut momente deosebite alături de profesorilor. Surprizele pentru cei prezenți au continuat pe scenă cu o reprezentație a dascălilor care au încercat să descrie povestea copiilor încă de la naștere. Coordonați de cadrele didactice, elevii au reușit să facă o serbare deosebită. Micuților cu dizabilități li s-au luminat fețele. Copiii au recitat poezii, au dansat și au cântat alături de îndrumătorii lor. M-am pregătit cu un dans. Ce dans? Dansul samba florilor. A fost grea pregătirea? Da. Cât de grea? Foarte grea. Ai avut emoții pe scenă? Da. Anișoara Moga, directorul centrului, a precizat că instituția pe care o reprezintă se implică intens pentru ca elevii să se dezvolte armonios, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Funcționăm cu un număr de 218 copii, toți cu deficiențe severe, multiple și asociate, o parte cu deficiențe moderate. Încercăm să arătăm ce am lucrat noi pe parcursul întregului an școlar.
Profesorii care sunt alături de copii zi de zi și îi îndrumă afirmă că sunt bucuroși atunci când îi văd zâmbind. Când ești pe cale să ai un copilaș, e ca și cum ai plănui o vacanță fabuloasă în Italia. Cumperi o grămadă de ghiduri de călătorie și îți faci planuri minunate. Coloseul. Ne-am bucurat să fim alături de ei și să dansăm împreună cu ei, să îi, le dezvoltăm personalitatea în funcție de posibilitățile lor, să îi ajutăm să zâmbească și să le aducem bucurie. Părinții au fost plăcut surprinși și s-au declarat mulțumiți de instituția de învățământ unde copiii lor primesc atenție și educație. Dansatorii de la Clubul Copiilor din Sighișoara vor reprezenta România în cadrul campionatului european de dans din Ungaria. Au reușit acest lucru după ce au obținut doar premiul întâi la toate competițiile naționale și internaționale la care au participat anul acesta. În ciuda performanței, au fost nevoiți să organizeze un spectacol pentru a câștiga banii necesari deplasării în Ungaria. Gândește și dansează ca o stea. Aceasta a fost lecția pe care dansatorii sighișoreni au arătat-o în cadrul spectacolului cu același nume ce a avut loc ieri la sala Mihai Eminescu. Scopul acestuia a fost strângerea de fonduri pentru a face posibilă deplasarea la campionatul european din Ungaria. Dansatorii au fost susținuți și de alți tineri talentați pentru a crea astfel un spectacol de calitate. A venit rândul trupelor de performanță Diamonds și Kaboom să ne demonstreze cum vor cuceri scena din Ungaria. Nici colegii mai mici nu s-au lăsat mai prejos. Atunci când dansează, tinerii se regăsesc cu adevărat și uită de tot efortul pe care l-au depus până atunci. Ce înseamnă dansul pentru tine? Dans pentru mine, într-un singur cuvânt, viața. Ce înseamnă dans? Ceva foarte frumos. Cel care se ocupă de activitatea și coordonarea trupelor de dans este Coco, sau proful, cum îi spun dansatorii. A trecut de la fotbal de performanță la dans. Iubește ceea ce face și trece cu succes peste problemele care mai apar din când în când. Care este partea cea mai grea? Provocarea cea mai mare? Provocarea cea mai grea? Nu știu, probabil colaborarea cu instituțiile locale, să zic. Pentru că partea de lucru cu copiii și, deci, practic, dansul și ceea ce fac cu mare plăcere este ușoară pentru că o fac din suflet și cu multă dăruire. Îmi iubesc foarte tare copiii cu care lucrez. La finalul spectacolului, toată lumea a fost mulțumită. S-au strâns banii necesari, iar săptămâna viitoare, dansatorii sighișoreni vor fi prezenți la campionatul european de dans din Ungaria. Umorul românesc a fost apreciat la Reghin în cadrul unui spectacol de stand-up comedy susținut de cunoscutul cântăreț de muzică folk Daniel Iancu și caricaturistul Costel Pătrășcanu. Sala a răsunat de râsetele oamenilor care au avut parte de câteva ore de terapie umoristică. Cei doi artiști, Costel Pătrășcanu și Daniel Iancu, au avut alături de ei ca invitată specială pe îndrăgita cântăreață de folk, reghineanca Angela Maria Șiu, alături de care au mai susținut spectacole prin țară. De ce showroom-ul și de ce aici la Reghin? Fiindcă cred că este cea mai bună locație din orașul Reghin, fiindcă avem și prieteni aici și fiindcă va fi un spectacol inedit și cred că cu mult umor. Spectacolul Am trăit bine a fost salutat de reghinenii care spun că asemenea evenimente sunt oricând gustate de public. Costel face proiecția de caricatură, el desenează, iar eu compun cântece, versuri care se potrivesc în bine, zicem noi foarte bine, cu ce face Costel și așa rezultă spectacolul ăsta. Titlul este evident de ce l-am pus așa. Momentul artistic a avut menirea de a face haz de necaz și de a aduce zâmbetul pe buzele spectatorilor.
Aici punem punct jurnalului de astăzi. Rămâneți alături de programele Știi TV. Sunt Natalia Lazar. Un weekend excelent aveți pe luni.